Vom merge la o paradă retro cu mașini clasice. Te-ai făcut bobiță cu 50.000 de kilometri. Geamuri electrice pe Daci. Trebuie să și pe ea la retro paradă. O tare rară pentru un E36. Ce interior din chele are. Dar în două nici atât. Frate, 4-4. Golf 2, 4 ori. Sincro. Deci Golf 2, sincro. 4 geamuri electrice. Ce a tatălui meu pe care a primit-o de la bunicul în 88. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Știu că nu mai m-ați văzut de foarte mult timp, pentru că nu am avut timp să mai filmez vlogul și toate cele și plus multe altele care s-au adunat. Dar astăzi facem un vlog special. Vom merge la o paradă retro cu mașini clasice care se desfășoară aici în orașul meu. Am fost și eu invitat de câțiva prieteni, cunoștințe de ale mele care vin din alte orașe plus din Beta Turnul Severin. Și locația este una specială, ceva diferit. Nu s-a mai făcut până acum acolo nimic, dar noi aveam în plan să facem un eveniment în acea locație, unde mi se pare că este ceva foarte frumos. Ora 11 și deja sunt aproape 30 de grade. Și am zis, bă, hai să mergem cât mai de dimineață să vedem ce mașini au venit. Și cred că nu au venit absolut toate și va fi mult mai frumos, poate mai târziu. Acolo ne vom întâlni și cu băieții de la Craiova, cu daciile care le-am filmat eu. Iar la sfârșitul vlogului am să vă explic de ce nu am mai filmat eu mașini să postez pe canalul meu de YouTube. Așadar, haideți să înceapă vlogul, susțineți-mă cu un like, cu un subscribe, cu un share și ne vedem direct de la paradă. Este locația, ce vă spuneam eu, parcul de agrement Crihala, da, adică pădurea. Să vedem pe unde parcăm mașina mea și apoi mergem acolo la băieți unde sunt cu retroparada. Hai că am ajuns, ne dăm și noi jos. Ne-am parcat frumos la umbra aici, că este foarte cald și mașina trebuie să stea la răcoare pentru că este neagră. Și mergem către băieții ăștia să vedem ce mașini clasice au venit la retroparadă. Băiatul ăsta se uită la jantele de la Dacia să vadă ce și cum. Salutare, Alex. Salut, Cristi, te salut. Salut, Vlad. Stai că nu reușesc să închid ușa. Și Dăciuța acolo. Ata, unde e Alex? La mea, la Craiova. La Craiova. Veni răscoste amândouă? Da, răscoste amândouă. Vino un pic. Salutare, 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 salutare. Ușa a lovit omul. Ia să vedem ce ne prezintă Alex. E ilegală treaba. Mamă, ce ai făcut, bobiță? Ți-ai pus tobă sport pe ea, a? Urlătar. Dacă o pornește, s-ar putea să se spire ce aici. Da, nu, că să nu te dea ăștia afară, stai cu minte. Au te dat aici cu 50.000 de kilometri, cu falcuri, cu toate nebunile. De unii proprietari. Cum arată scaunele pe Daci. Au te motorul. Pornește motorul, șarul. Pornește motorul. Robert, cu ce veni și cu Dacia și cu pisica? E acolo, hai că o prezentăm. Ia de... chiar mai bună. Chiar mai bună. Bă, să știi că pornește frumos și nu are nici aprindere electronică pe ea. E totul mecanic. Nimic electronic. Asta are 50.000. Da. Asta? Da, 50.000 are asta. Asta are 54.000. Pe acolo. Așa, și la asta totul e clasic aici la motor. Ce zici? Și aici e totul clasic la ea. Nu are aprindere electronică sau ceva. Nu are motorul ăsta, nu știu, așa de ceva. Asta chiar se aude frumos, motorul, da? E 1.3. 2.1.4 cu 5 drepte. Aaa, ok. Da. La carburator și tot ai înfinat. Da, n-aveam timp acum să le faci. Mergi pe circuitul mare, da. Trebuie să o spălam la motor, să-i dăm un zi. Avion. Avion, da.
Bă, dar lipsește în avion cu avion. A venit la alte avioane, nu-i problemă. Nu, am plăcut acasă, carte, facturile. Ia uși. Sau ce abrite ai făcut tu? Geamuri electrice pe Daci. Da, da, da. Bine, când pornesc motorul, îți dai seama că urcă mai repede, da. Oricum e păi, da, logic, logic. Și de pe ce ai luat mecanismul? Sunt universale motorul. Ah, ok. Da. Se poate. Da, da, se poate, se poate. Se poate și pe Daci. Ceasul la tine. Uite și pisica lui Robert, care am filmat-o noi. Am scris-o și pe ea la retroparadă. Uitați-vă cum arată în prezent. Și am mai adus și îmbunătățiri la ea. După cum se vede eleronul ăsta pe spate. Da, uite ce sexy e. Un LTV, dar mai așa, mai drăguț, mai simpatic. De când am filmat-o eu, chiar s-au schimbat multe. Și interiorul, și volanul. Vedeți ce volan are. Climă, suport de pahare, da, o dotare rară pentru un E36, o tapiserie extraordinar de bună. Un Continental, nu știm prea multe detalii despre ea, dar culoarea este frumoasă, seamănă puțin cu cea E36-ului. Mamă, cât e de mișto mașina asta, privi ce interior din piele are. Tot clasic. Uite ce mochetă. Hai să vă arăt și din față. Foarte mici oglinzile, da. Și arată și din față. Continental. Da, și voi ce faruri are, semnalizări, ce sunt ăștia? Da, semnalizările, că farurile sunt aici. Da. Mai avem aici un Mercedes, nu știu dacă e Bodeca sau ceva de genul, dar citim imediat detalii despre ea. Uitați cum arată jantele ăștia și capacele pe ea, farurile, cromul ăsta. Deci Mercedes-Benz 280. W116 2746 putere 118 6 cilindri din 1974. Cât e de frumoasă. Aici e rândul Mercedes-urilor. Și arată și pe lateralul acesta. Totul e impecabil. Interior albastru, impecabil. Și cățelul acolo în spate. Aici un model mai nouț, să zic așa, coupe. Un 300C24 de Mehedinți. La fel ca lui Cosmin. Da. Ambele arată într-un mare fel. Uitați interiorul pe acest Mercedes cum e. Să deschid geamurile. La fel și pe aceasta. Cutia automată. Și asta e manuală. Aici mai avem un Renault 15, da, și două Daci 1300, clasice. Cum arată Renault 15? Jantele la fel de Dacie. Da, și volan are, și ce ceasuri. Fetele de uși seamănă puțin cu cele de Dacia și plafonul.
chiar nu am mai văzut de foarte mult timp un Renault 15 pe străzi. Tot butonul de avarii. Și miroase chiar a Dacia în interior. Și arată din, și din spate. Mașina va fi recondiționată cel mai probabil, deoarece are numere roșii. Aici încă o Dacia 1300 cu jante Canada dublate, ceva de genul. Da, sunt dublate. Cu o culoare clasică, un volan clasic, cu interiorul ăsta de piele, cu scaunele ăștia care te pui în ele, stai ca în fotoliu. Da. Foarte tare. Și asta e în lucru mașina, nu? Abia am luat-o și urmează să o desfac și... O să fie cameră. Aia gri, da, o văzui. Păi tot lasă tot griul ăla o să fac eu. Da, același gri, e ăla clasic. Deci culoarea ei originală era ăla albastru de rață, ceva de genul ăsta de aici. Da. E Renault-ul. Aici avem un Audi 80 Coupe. Tot așa o raritate, deoarece nu am mai văzut, în 40 mai vezi pe străzi, dar în două nici atât. Și mașina aceasta este achiziționată cât de curând, deoarece are numere roșii. Nu arată în cea mai perfectă stare, dar este un început. Dar și voi ce eleron. Ce stopuri mari. Priviți interiorul său. Uitați ce scaune, frate, scaune moi. Și uitați trimurile ălea din mahon și bordul, cât de șmecher poate să fie. Ceasurile de bord. Și priviți, are și aer condiționat. Deci are și această mașină. Da, foarte tare, va ieși un proiect foarte frumos. Lângă mai avem două Golfuri 2. Sau ăla e unul, nu, tot doi e, doar care doar un far, nu două, cum are și acesta. Hai să-l vedem și de la spate. Da. Wow, dar ăsta e ceva făcut pe la el, că este prea înalt, o fi 4x4. Da, e 4x4, se văd planetarele acolo în spate. Alex! Da, frate, 4x4, Golf 2, 4x4, chiar raritate, n-am văzut așa ceva până acum. Și jantele ăștia, dacă vă aduceți aminte, le-am avut pe Dacia TS-uri. Alex! Da? De Golf sau? Golf 2? Da. 4x4. Eu îl văzut că era înalt de spate, ia uite-te! Jur, e 4x4, vă zic că e înalt de spate și băgai telefonul. Uite planetarele. Are grup, uite planetarele. Da, fii atent unde ar filtru de benzină în spate. Aha. Bă, nu știu că există. Nici eu, acum am văzut pentru prima dată. Te cui pe aici, văzut. Uite că scrie sincro, uite asta de gaz. Si, bă, n-are băiatul gustul restaurantului sau ăștia, dar de unde e? Nu, asta e raritate, ești nebun la cap. Și ATS-urile care le-am avut eu și pe Fiat și pe Dacia. Da, asta vreau să zic. ATS scump, foarte rare. Bă, mi-aș pune și eu. Ăștia sunt faini, rău. Și cred că sunt exact dimensiunile de la mea. 195. Are geamuri electrice, față, spate, da. Și pe față și pe spate. Da, frate, are geamuri electrice și pe față și pe spate. Păi că nu focalizează telefonul așa cum trebuie. Și are și aer condiționat. Păi ești nebun. Jantele sunt. Sincro. Deci Golf 2 sincro. Le-aș pune pe Dacia și jantele. Mama mea, frate, asta e o căruță de bă mașina. Jur de nu. Bă, dar 4x4, dacă nu ziceai tu, eu nu... Eu vă zic că era înaltă de spate. Avem aici și o bruscuță care
Și asta este în lucru, lângă altă broscuță care arată mult mai interesant și mult mai bine. Bine, asta e recondiționată. Așa, și aici o Volga. Uite, are și la număr Vogue. Ce culoare, vezi, frate, ce culoare se puneau pe ele. Asta e țin. A spus că e din 69. Aha, 69? Da. Sau să nu, ori 59, 69, nu vreau să greșesc. Uh-huh. Foarte mică, foarte mică. Uite, și pe asta am mai văzut-o pe la evenimente, pe la anunț, pe la chestii, știi? Îmi place interiorul. Ce interior a creb. Uite și asta ce interior roșu are, mă, mucată, sufletul tău. Băi, ești nebun cum arată. Uite ăla de schimbare, să dai pe cal și pe rece acolo. Cum are tot un manual și bricheta aici. Da. Hai să le vedem și de la spate. Era altceva. Volga diesel. Da, și zis-o, mă, e foarte greu să găsești piese cu treabă. Îți dai seama. De proasta benzină, ce chemi așa. Ce lungă e, cred că are 5 metri asta, poate pe bine. Păi zic, de la acolo, ce se mai zice? Ăla are 6 metri. Da, încă nu vin de toți participanții. Parcă nu l-a avea vopsi la ea, a avut vopsi când a filmat noi, capacul la cu butonul. E, vezi? Nu l-avea, acum l-a vopsit. Și ai schimbat pompa de frână? Nu, de voi pe video. Asta e alt capac. Și pompa de frână are alta. Nu, pompa e de mult, da. Era aia. Ce nu mai este, elicea. Aha. Era neagră. Da, da, da. Și avea o paletă ruptă. Aha. Și capacul. Da, ce asta a strâns peste 30.000 de vizualizări. Ai văzut 30.000 de vizualizări. Delco-ul l-am mai schimbat. Ai mai pus și altă muzică ceva? Sau nu? Aceeași muzică, sistem audio. E același. Ce, are lumini aici. Da. A, le-a avut luminile, le-a avut. A avut ambientalele atunci. Nu cred că le cunoști. Da. Alea roșii, da, semnalizările de pe... Păi ăștia sunt ale tale. Păi da, ca să iau rarul, l-a făcut și l-a lansat așa. Ce ne aș schimba și ștergătoare. Da, asta e ultima grijă. Da. Dar să nu tureze, îi dai doar ok. Pornește așa. Te-a fumat. Pe bune? Hai să vedem cum se aude tuba asta lui Vlad ce și-a pus-o acum. Dă-i. Așa rău fum. A, de aia. A, s-o aude gros asta, dacă o accelerez un pic ce? Mai tare. Ce? Mă accelerează? Îi se duce ca toți din picioare. Dacă o accelerează, am scot afară de aceea. Ia, stai că-i dau de la ce? N-are nevoie de avans, scoate frumos. Da, da. Mai trebuie, da, acum nu mai scoasă. Se aude frumos, da. Uite bujii noi. Antigen verde din ăla. Are un mic tăcănit, dar nu face mic. Are un mic tăcănit. De acolo i-a dat de ochi și puțuri. Hai, hai. Merge bine. Uite, e filtru de benzină acolo. Deci ăla e un filtru de benzină pentru cei care nu au venit până acum. Merge bine. Are să crezi nu se aude mereu, știi? Acum nu se aude. Cât are electro ventilator? Da, are termocuplă. Termocuplă, așa, da. Și face față, fii atent. Aha. Ia, lasă-i șocul, Emi. Ia, încearcă să-i lasă.
Stă. E mic de la închid. Da. Da. Nu știu cum merge. Nu, îmi place și sunet tot azi, mă. Și auge frumos motorul. Da. Uite, ulei cum ia pe ăsta, vaselină. Știi, ca să nu ia rugina. Da. Ceară. Uite, peste tot. Așa se băgară. Da, nu prea are rugină, dar ceasă. Se vor să ai... Uitați, fraților, carenaje făcute din fibră de sticlă. Carenaje. Uite, asta arată bine. Și pe față... Uite, când asta-i pornire, mă, ce, dar pornește cam greu. Nici și pe spate carenaje. Ce voi credeți că ne-a viu le permite la rice? Așa face la viu, la drac. La caldo. Ce fețe de uși albastre. Pe aia roșie de a vândut-o lui băiatul ăla. Avea o pornea. Hai să vedem o pornire la cald. Vorba aia. Aproape cald. Sfer de cheie. Da. Foarte frumos. Chiar a pornit frumos. Uite unde se pune cheia de desfăcut prezoanele de la roți. Așa. Deci Dacia tatălui tău. Dacia asta. Tatălui meu, pe care a primit-o de la bunicul în 88. Uh-huh. A fost fabricat în 88 și a dat-o în 2003, când m-am născut eu. Așa. Și am dat-o la... Recondiționat. A fost recondiționată de două ori. O dată în 2003, când a luat-o de la tataie, și o dată în 2007. Uh-huh. Și în 2014 s-a terminat povestea ei. Am dat-o la... Ok, păi și aia care ai dus-o acum la revopsie e alta? E alta. Am avut o guangă okay. Să-mi fac una roșie. Okay. Să fac una la fel, să-ți aduc aminte. Se asemene cu asta, da. Bă, să ai o amintire. Să pui în parbriz cu dar neștefi. Nu. Da, uite, dopuri de scurgere. Nu, cam așa ar veni. Nu, aici se poate băga vaselină sau ulei în pinguin. Ah, ok, ok. Deci Dacia de Ungaria asta. Da, deci de protejat. Asta a fost făcută cumva pentru... Export, nu pentru România. Da, pentru România. Pentru Ungaria. Asta era prea valoroasă pentru România. Să știi că uite și plafonul, frate, la fel în culoarea banchetelor, scaunelor. Ești nebun la cap. Aha. Tare. Ia uite aici burdufurile de la planetară, șurubelniță, știe, patentul se știe. Și sârma, vorba aia, ca să fie acolo. Că s-a pornit golful ăsta sincro, un motor pe benzină, pare mai zgomotos de aia. Alternator are. Da. Și uite, ăsta e compresorul de climă. Da. Ăsta e compresorul de climă. Da, are climă. E patru patru. Dar are servodirecție. Da. Are AB, servodirecție, e patru patru. Văzui aia, văzui, că e un singur. Și de unde m-a dat, lasă-mă. Lasă-mă. Servodirecție, AB, compresor, toate cele. Opa. Bă, hai mă să-i punem carburator din Dacia, la faci mai ușor. Un 8? Cred că 1.6. Cât e motorul? Un 8 sau 1.6? Asta e un 8. Un 8. Asta are compresor 6. Dar ce injecție are? Bosch? Bă, frate, cum văzut de servo, Digifan. Uite, Delco-ul. Dai tot pe bază de Bosch. Auzi, asta e motorul ăla de zice toată lumea, că bă, pui motor de Golf pe Dacia. Bă, nu știu dacă, dar ăsta e, că le-i după admisie. Asta că e. Văd cu la cutie că s-ar nimeri carterul de diesel. Doar că îl pui invers, știi, cu asta cu distribuția în față. Îl pui cu distribuția în față. Da, 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 da. Știu, nu vezi compresor de climă, servodinic, Serbia. Auzi, dacă luăm din Serbia, cred că face parte din noi, putem să scriem la are. Bă, dar pornim în neva, deci urc lejer de platformă. Uite chiar, ia vin un pic aici, aici cum are... Uite că acum ne-a deschis-o băiatul, uitați-vă și voi ce interior are. 4 geamuri electrice, ești nebun la cap. Și ăsta e de blocare a geamurilor, butonul. Aer condiționat. Sincro. De aia era așa înalt. Ciao! Salut! Ce felul? Ciao! Ne-am văzut motorul față, de Daci, cum ar veni vorba.
7, Renault 15, Renault 15. Da. Nu e 1.3? 1.4 din pește. Da? Da. Deci 1.4, 1.4. Dar e același de Daci, sau e Renault? Nu, e Renault, e de ei. 1.4 de ei. Aha. La noi e 1.3, pe Daciile noastre. 1.2, la 1.4. Aproape, dar chiar că asta e 1.10. Da. Da. Și la Daci, și care e diferența la ax de cambe? Nu e nimic. N-are... Păi... Motorul de 1.300. Ok. Și care ștanța aici? 4.3. Da, vedeai, de 1.3. Așa se deschide. Carburatorul e diferit. Ah, corect. Ești nebun să deschide. Ah, ok. Uite. Te-o însărcina, Mihai, să ai grijă de Renault-ul lui, nu? Opa. Lasă. Te să ridici? Si s-o închis. Ok, trebuie reglată. Nu, îți balamalele praf. Gândește-te că asta a fost la orate. Păi da, știu că o veni și la buze, așa, și mi-a arătat și de la... Băi, de cap! Bine, n-a fost rău! De asta ai fost și tu cu el. Am fost îndreptat. Bă, cam ăștia au fost mașinile de la eveniment, foarte puține. Sunt mai mult mașini locale ale localnicilor din Drobeta Turnul Severin, ce au avut ocazia să și le expună gratuit în pădurea de la Promenada Crihala, cum ați văzut. Am apucat și eu rapid în 20-30 de minute să filmez acest vlog pentru ca voi să îl vedeți. Chiar îmi era dor să filmez un vlog, dar așa cum v-am spus, nu am mai avut timp. Iar legat de oamenii și mașinile lor, de ce nu am mai filmat? Pentru că majoritatea din acest oraș, când le propui să filmezi o mașină sau ei îți propun să filmezi mașina lor, spun, o filmăm, dar nu acum, nu acum, că nu este gata. Și eu încerc să le explic tuturor că o mașină niciodată nu este gata și tot timpul se va găsi câte ceva de făcut. Iar al doilea motiv e că dacă filmezi o mașină șmecheră, toți au impresia, sau cei care au acea mașină, au impresia că o faci pentru bani, ca să-ți faci un venit de pe urma lor. Însă treaba nu stă chiar așa, pentru că aceste venituri se fac doar din vizualizări multe și tocmai de asta nu am mai filmat în ultima vreme, plus că v-am spus, a fost o perioadă foarte ocupată, urmează concediu, v-am zis că acolo am să vă iau alături de mine, vom merge cu golfulețul până în Grecia, tocmai de asta este, asta este motivul care eu am zis că nu o să vând mașina asta. Am avut-o pe net, însă am scos-o pentru că eram deranjat de fel și fel de persoane care habar n-aveau de creierii lor. Am zis, bă, mai bine o scot de pe net, îmi fac vacanța liniștit și vedem după aceea ce vom mai face cu golfulețul, pentru că da, mai sunt de făcut la ea. Așa cum arată acum, mie îmi place, este mașina mea, am făcut-o cu bun gust. Acesta a fost vlogul de astăzi, a fost ceva mai scurt. Dacă v-a plăcut, susțineți-mă cu un like, cu un subscribe, cu un share. Iar când eu am timp să filmez un vlog, îl voi filma cu mare drag. Pentru mine, YouTube-ul nu este o sursă de venit din videoclipuri. Pentru mine, YouTube-ul este doar o pasiune. Așadar, când am timp, filmez, când nu am timp, nu filmez. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și vă doresc multă sănătate și fericire. Bye, bye!